Există mai multe mituri în popor legate de monturi. Plecând de la apariția acestora până la soluțiile miraculoase care le-ar vindeca. Ei bine, l-am invitat pe domnul doctor Marius Uscatu, medic ortoped supra-specializat în chirurgia antepiciorului, pentru a ne vorbi despre monturi, în ce fel această afecțiune este o boală care afectează sănătatea pacientului și nu ține doar de estetică, iar pe de altă parte, de ce susține vehement de peste 15 ani încoace că monturile nu ar trebui corectate cu orteze și că acestea nu ar mai trebui să existe pe piață. Aș vrea să încep mai întâi cu un mit. Este adevărat că monturile pot fi cauzate de purtarea încălțămintei strâmte, inadecvate sau de tocuri înalte? Este un mit pe care încerc să-l combat de foarte mulți ani, într-adevăr, statistic vorbind. Comparând populațiile care poartă încălțăminte cu populațiile, să zicem, de aborigeni sau de indieni din America, din pădurea amazoniană, care nu poartă încălțăminte, frecvența apariției acestei deformații este similară. Prin urmare, nu putem spune că încălțămintea este un factor care determină apariția acestei deformații. Este, de fapt, mai mult un factor care agravează evoluția unei deformații deja apărute. Deci să lăsăm femeile să-și poarte absolut tot ce doresc, fără spaima de a-și deforma picioarele. Și pentru că plecăm de la cauze, care sunt de fapt cauzele apariției monturilor? Cauzele precise nu se cunosc. Sunt însă descriși mai mulți factori favorizanți. O anumită conformație a piciorului, respectiv o anumită relație arhitecturală între oasele antepiciorului. De asemenea, există un alt factor, și anume o anumită impregnare hormonală. Este motivul pentru care aceste deformații se agravează exact în perioadele de furtuni hormonale ale femeii, pubertate, sarcină, menopauză. Orice femeie știe că pe perioada sarcinii piciorul se lățește și se lungește și orice deformație de această natură se agravează. Nu e nimic rău aici. De asemenea, există un alt factor incriminat, și anume materialul din care este constituit tesuturile moi, respectiv colagenul, vestitul colagen. Există mai multe tipuri de colagen. Printre aceste tipuri, un anume tip permite tesuturilor o anumită laxitate. Ligamentele sunt ceva mai laxe decât ar trebui și nu-și mai fac datoria lor de stabilizare a articulației. Ligamentele stabilizează articulațiile. În această situație, defectul unui tip de colagen determină un ligament să se relaxeze și să lase capul metatarsianului, respectiv osul din spatele degetului mare, să se deplaseze. Odată deplasarea începută, ea continuă progresiv pe tot parcursul vieții femeii. Aș vrea să vă întreb dacă este o boală frecventă în ceea ce privește incidența și prevalența. Cum stă România comparativ cu alte țări? Stăm absolut la fel. Se spune că la o vârstă de circa 60 de ani, aproximativ 30-40% dintre femei au deja piciorul deformat de monturi. Nu e niciun fel de problemă, pentru că avem toate mijloacele necesare rezolvării acestei deformații. Revenind la cât de importantă este această afecțiune și cum de fapt ea impactează întreg organismul, putem spune că este o boală domnoasă, așa cum se spune în popor, sau nu? Chiar dacă e netratată, poate crea multe alte probleme. Niciodată nu am spus că această problemă ar fi o boală. E o deformație care are în primul rând valențe de ordin estetic. Mulți ani de zile pacienta este deranjată doar de aspectul estetic al piciorului și de necesitatea de a purta o încălțăminte foarte largă, astfel încât proeminența să nu intre în conflict cu încălțămintea și să determine suferință secundară. Ulterior,
Când deformația se agravează, să zicem spre vârsta a doua, apar și durerile. Durerile care pot fi de ordin subiectiv, legate de conflictul dintre proeminență și încălțăminte, și dureri de tip obiectiv, care apar indiferent de tipul de încălțăminte. Și aici vorbesc de durerile din talpă, din spatele degetelor, denumite și metatarsalgii, și care reprezintă complicația habituală, complicația frecventă a tuturor monturilor. Aici, practic, este momentul în care cei mai mulți pacienți se prezintă la medic? Greu de spus, pentru că foarte multe dintre pacienți acuză în primul rând problema estetică. Ele vor un picior fin, ele vor un picior care să poată fi încălțat într-o încălțăminte elegantă. Dacă există și durere, asigur că vor ajunge și mai repede. Dar factorul primordial este majoritatea cazurilor cel estetic. De fapt, este o afecțiune, o deformație cu dublu impact estetic și funcțional, în măsuri diferite. Unora dintre pacienți le este foarte frică de intervenția chirurgicală și recurg la alte mijloace ca să se trateze. După cum știm, românii de obicei sunt mari amatori de automedicație și de a se trata singuri. O simplă căutare pe internet arată cât de multe orteze există pe piață și, cum se numesc, am văzut corector de monturi, dispozitive ortopedice pentru îndreptarea degetelor, atele reglabile pentru monturi, inclusiv pernă interioară din silicon am găsit. Da. Ei bine, toate acestea par a fi la îndemâna pacienților, mai ales a celor neinformați și care nu cer sfatul medicului. De ce nu recomandați aceste dispozitive? Și aș vrea să ne dați câteva argumente care poate vin și la inima colegilor dumneavoastră care încă le recomandă. Explicația este foarte simplă. În matematică, când avem o ecuație, dacă plecăm de la o premiză falsă, evident că și concluzia, rezultatul va fi falsă. Premiza acestei deformații, greșită, așa cum este considerată de către cei care promovează aceste produse, este că substratul deformației este deplasarea degetului mare. Prin urmare, logica lor spune așa, dacă acționăm forțat asupra degetului mare, ar trebui să corectăm deformația. De ce este fals? Pentru că substratul deformației este altul, este deplasarea osului din spatele degetului mare. Prin urmare, a acționa forțat asupra degetului mare nu face decât să crească presiunea în articulația degetului mare, distrugând-o. În afară de faptul că portul acestor ortezi determină niște dureri atroce, niște suferințe cumplite, rezultatul este distrugerea inevitabilă articulației degetului mare și mai ales, nu numai inevitabilă, dar și lipsită de logică. De ce sunt totuși utilizate? Am numit această nevoie de miracol. Pacienta dorește a treia soluție, nu vrea nici comunism, nici socialism, vrea soluția a treia. Nu vrea nici tratamentul conservator, ceea ce înseamnă adaptarea încălțămintei, nu vrea nici corecția chirurgicală și atunci acești producători și cei care le recomandă au găsit a treia soluție. Pacientelor, utilizați acest lucru pentru că vă veți îndrepta piciorul. Evident că rezultatul este distrugerea definitivă a articulației degetului mare și orice fel de corecție ulterioară are rezultate mult mai slabe, pentru că articulația este deja distrusă de utilizarea acestor orteze. Și am în fiecare an 10 de paciente pe care le operez, care au purtat orteze și au distrus articulația, iar rezultatul operației este mai modest, pentru că articulația, nemai fiind normală, ci una distrusă, își pierde mobilitatea, durerile pot coexista, nu mai este o articulație funcțională, așa cum ar trebui, după o corecție a unui mont netratat cu orteze. În cât timp se poate distruge articulația? De ordinul săptămânilor și lunilor, pentru că sunt unele paciente care insistă să poarte aceste orteze, de obicei nocturne, pentru că sunt sfătuite să le poarte noaptea. De fapt, nici nu se poate merge cu ele. Și atunci sunt utilizate ca tratament nocturn,
După câteva luni de utilizare, articulația este deja distrusă. Definitiv. Colegii dumneavoastră care le recomandă știu cu siguranță cauza... Nu. Nu. Nu, pentru că încă această deformație este considerată în domeniul ortopediei ca fiind o problemă a degetului mare. Deci lor li se pare firesc să trateze deformația degetului mare, neștiind că, de fapt, deformația primordială este a osului din spate. Este o problemă ce ține de, să zicem, oarecare neștiință, eufemistic, ignoranță. Dar, repet, există așa această dorință de a-i fi pe plac pacientului. Pacientul, dacă pleacă din cabinet, fără să fie mulțumit, respectiv fără să aibă un tratament pe placul lui, evident că nu-ți mai trece încă o dată pragul cabinetului sau nu-ți mai vine cu o altă problemă sau nu-ți recomandă la rândul lui alți pacienți. Și atunci există tendința oricărui doctor ca pacientul să plece mulțumit cu o soluție care îi convine. Și atunci se practică medicină defensivă. Și atunci se practică medicină defensivă, evident, pe placul pacientului. Din păcate, sunt foarte puțini care au coloana vertebrală, tăria de a explica pacientului despre ce este vorba, de a-i explica lucruri neconvenabile, în fond. De a risca pacientul să plece oarecum supărat, fără soluția convenabilă lui.